tuturora, bine ați venit la domnul Gen. A devenit deja o tradiție ca anual de Duminica Mare, aici, la domnul Gen, pe Valea Răutului, să petrecem Festivalul Turistic Național Duminica Mare. Ca întotdeauna, acest festival îl organizăm în colaborare cu Consiliul Raional Florești, Antrec Moldova, Agenția Turismului a Moldovei și Societatea Comercială Domul Terra. Acest festival are drept scop valorificarea acestor locuri frumoase, a tradițiilor culturale și produselor gastronomice locale. Sunt sigur că vă veți recrea cu toții în acest peisaj rural cu valori culturale, educative și ospitalitatea locuitorilor satului Domul Gen. Vă mulțumesc! Raionul Florești fiind o părticică a plaiului mioritic care este Republica Moldova, vă invită aici, în acest colțișor de rai, pentru ca dumneavoastră să faceți cunoștință cu acele bogate tradiții care la Florești sunt menținute și sunt promovate foarte intensiv. Vreau să spun că această zonă unde noi petrecem festivalul turistic, cred că în viitor apropiat va deveni un sector, un colțișor așa, de agrement pentru toți turiștii și din Republica Moldova, dar și peste hotarele țării. Vă salutăm pe meleagurile floreștene, vă mulțumim pentru participare și cred că impresiile de la ediția a patra vor face ca peste un an să ne revedem din nou la domnul Gen. Într-un ceas bun, stimați participanți la festival! Festivalul Turistic Național Duminica Mare este marcat anume de Duminica Mare, Rusalii, cum îi se mai spune, sărbătoare care la creștini semnifică pogorârea Duhului Sfânt peste ucenicii lui Isus și curățarea sufletului de cele rele. Din acest motiv, în cadrul festivalului, oaspeții au putut admira un șirac de mini-spectacole cu genericul, tradiții de la Paști până la Rusali. Ai venit tu, Doamne.
Hristos să-L învie, bun ești, Doamne, Doamne bun. Ai lăsat frumosul rai, bun ești, Doamne, Doamne bun. Și-ai venit pe-al nostru plai, bun ești, Doamne, Doamne bun. Și-a luat asupra lui, bun ești, Doamne, Doamne bun. Tot păcatul omului, bun ești, Doamne, Doamne bun. Hai da, și-iarca, mai jobeni să știi ghilini, hai da, și-iarca. Flor de romaniță, mândruță-mi fia mea, flor de romaniță.
Evenimentul este la cea de-a patra ediție și are drept scop promovarea turismului rural din Republica Moldova. Pentru locuitorii satului Domulgeni, festivalul este un prilej exclusiv de a promova obiceiurile și tradițiile și, nu în ultimul rând, de a dezvolta turismul în localitate.